Nu pricep curată nici îngerii, nici oamenii. Bună seara, dragi telespectatori! Bun regăsit la o nouă emisiune Lumină din Lumină Lină, în această primă duminică a lunii lui Răpciune. Suntem în duminica 13-a după Rusalii, dar fiind la începutul lunii lui septembrie, înainte de a aborda cât de cât tema pericopei evanghelice de astăzi, aș vrea să zăbăvesc asupra a două alte aspecte, și anume, întâi de toate, 1 septembrie este începutul anului nou bisericesc. În al doilea rând, pe lângă Simeon Stâlniu, pe care îl cinstim în această zi, îl cinstim pe de puțină vreme pe Sfântul Dionisie Smeritul, Exigul sau cel Mic, cum se spune. De ce? Să zăbovesc asupra acestor două aspecte. Întâi de toate, pentru că sunt convins, dumneavoastră cunoașteți, 1 lui septembrie este începutul anului nou liturgic sau bisericesc. Facem deosebire între un an civil, care începe la 1 lui ianuarie, și un an liturgic sau bisericesc, care începe întotdeauna la 1 lui septembrie. De ce facem deosebirea? Pentru că inițial așa au fost lucrurile așezate, 1 lui septembrie a fost începutul anului nou bisericesc, este de fapt și astăzi începutul anului nou la evrei, dar este începutul anului nou bisericesc pentru că toate sărbătorile din timpul unui an sunt rânduite pornind de la nașterea Maicii Domnului, care este la 8 septembrie, și până la adormirea Maicii Domnului, care este la 15 al lui august. Și atunci, normal că aceasta este desfășurarea și raportarea tuturor evenimentelor sau praznicilor, sărbătorilor dintr-un an liturgic. Vorbim despre un an liturgic, anul în care noi avem această conștiință că are o notă de religiozitate. Adică ce înseamnă nota de religiozitate? Anul acesta nu este un an care curge, ci este un an în care în fiecare clipă, în fiecare ceas, în fiecare zi, în fiecare lună, săptămână, lună și mai departe, tot anul, noi raportăm totul la Dumnezeu. Liturgic este liturgie, este de fapt religiosul. Religiosul nu e nimic altceva decât când vorbești despre religios, întotdeauna implici doi termeni, cel puțin. Omul și divinul. Adică două persoane conștiente care păstrează sau țin legătura sau au legătură între ele. Și atunci, iată, în sensul acesta, într-un an bisericesc, cum îi spunem noi, sau un an liturgic, orice facem, noi raportăm întotdeauna la Dumnezeu. De la un gest pe care îl faci tu singur acasă și până la celelalte gesturi care se fac în Sfânta Biserică, nu faci altceva decât să le raportezi întotdeauna la Dumnezeu, iar ideea esențială a tuturor acestor, sau cununa, cum spun eu, cumulul tuturor acestor manifestări pe care le avem într-un an de zile, este acela de a fi, cum se spune, la Tedeumul ce deschide anul nou bisericesc și anul nou civil. Și anume, ca să putem și în anul care începe, cum ne-a ajutat și ne-a împlinit gândurile, dorințele, bunele, nu, și ne-a ferit de cele rele, să ne ocrotească Dumnezeu și să ne ajute să urcăm cât mai mult spre asemănarea cu El. Asta este esența noastră a creștinilor. Dacă reușim să înțelegem că aceasta este esența noastră, devenirea noastră, atunci noi nu facem altceva decât permanent suntem atenți ca nu cumva să ne depărtăm de la această coordonată, de la acest deziderat al nostru. Și atunci, anul bisericesc sau anul liturgic începe, așa cum am spus, la 1 lui septembrie și sărbătorile sunt desfășurate pornind de la nașterea Maicii Domnului până la adormirea ei și cu toate celelalte. De aceea se naște Mântuitorul Hristos la sfârșitul anului, la 25 lui decembrie și înviază cumva în primăvară. În sfârșit sunt mai multe lucruri care pot fi discutate, dar nu acesta este gândul nostru, ci dimpotrivă. Pe de o parte, deci iată, este începutul anului bisericesc, pe de altă parte, noi îl cinstim pe Sfântul Dionisie Exigul. De ce trebuie să zăbovesc un pic asupra personajului acestui sfânt? Pentru că este sfânt de curând canonizat de Biserica Ortodoxă Română și apoi canonizarea, așa cum știți, este de fapt anunțată întreaga biserică și întreaga biserică percepe, receptează hotărârea unei biserici autocefale și la rândul ei face același gest sau același lucru pentru
un personaj sau altul. Și atunci, când, în momentul când o biserică canonizează un sfânt, întreaga biserică creștină, ortodoxă, îl cinstește, îl respectă și îl trece în calendarul său. Ei bine, de ce este trecut Sfântul Dionisie cel Mic sau Exigul la început de an bisericesc? Întâi de toate, pentru faptul că el este cel care, pentru prima dată în istoria omenirii, a avut această idee să raporteze toate evenimentele istorice la, la cel mai important dintre acestea, și anume la cel mai singur lucru nou sub soare, care s-a petrecut de la facerea lui până la sfârșitul lumii, spunea Sfântul Vasile cel Mare în secolul al IV-lea, este nașterea lui Hristos. În afară de nașterea lui Hristos nu s-a schimbat nimic și nu se schimbă nimic în toată existența. Și din potrivă, este singurul lucru care marchează sau receptează o schimbare în tot cosmosul. Celelalte ce au fost sunt, ce sunt, vor mai fi și așa mai departe. Nu există o ciclicitate, nu o ciclicitate cum este în India, că se e un cer care se întoarce, ci lucrurile care, așa cum am spus o altă dată, Dumnezeu activează sau din potențează sau din potrivă lasă, guvernează și păstrează acolo. Nu poartă de grijă. Ori iată, în sensul acesta, Sfântul Dionisie cel Mic, care s-a născut în Dobrogea și care a migrat la Roma, unde îl găsim foarte mult și unde desăvârșește, de fapt, viața și opera, nu face altceva decât pentru prima dată să fie creștinul care s-a gândit, de ce să raportăm noi toate evenimentele care le trăim istorice la facerea lumii, când cel mai important eveniment după facerea lumii este, de fapt, nașterea lui Hristos. Și atunci el a pus bazele erei creștine. Aici sunt câteva lucruri de așezat și de precizat, și anume, întâi de toate, faptul că era creștină pornește de la anul nașterii lui Hristos. Că Dionisie cel Mic, sau Exigul, care pe la secolul 6 este secolul în care el activează și desfășurăște, se naște în secolul 5, dar trăiește în secolul 6 mai mult, nu face altceva decât în secolul 6 el să pună bazele erei creștine și a făcut o sumedenie de traduceri din limba greacă în limba latină, el fiind vorbitor și cunoscător al celor două limbi, și se remarcă prin această prezență, dacă veți lua, veți fi vreodată, știu eu, ispitiți, dornici să cunoașteți mai multe despre Sfântul Dionisie cel Mic, vă veți duce la actele sinoadelor ecumenice a lui Hefele Leclerc, dar de fapt vă duceți în prima parte a acestora, care sunt opera a doi ezuiți, Labei și Cosarti, și acolo veți vedea probabil undeva pe la volumul 6-lea, 7-lea, veți vedea foarte multe notări făcute de Dionisie Exigul. Și veți vedea traduceri, în special el a tradus legislația bisericească la vremea respectivă, din limba greacă în limba latină. A fost într-un fel secretar, să spunem așa, pontifical, în sensul în care a lucrat pe lângă scaunul de la Roma și s-a remarcat atât prin erudiția lui, prin seriozitatea care și-a însușit cultura vremurilor, dar mai ales a excelat în ceea ce înseamnă această deschidere și această capacitate de a pătrunde și reda învățătura creștină extraordinar de clar și a așeza într-o regulă, într-o rânduială, într-o ordine, de fapt, întreaga manifestare cultică sau liturgică, așa cum îi spunem noi, la tot ceea ce facem într-un an bisericesc, de la o simplă închinare, o metanie, până la mersul la biserică, împărtășit, spovedit și așa mai departe. Ei bine, ceea ce trebuie să reținem este faptul că, până la vremea respectivă, oamenii numerotau divers și cronometau timpul. N-a existat o unitate de măsură universală în istoria omenirii, în care, spunem, toate popoarele au înțeles că trebuie să metru are atât și trebuie făcut după unitatea de măsură. Nu, gândiți-vă, avem și acum unci, ce n-avem noi
mila marină sau ce, nu avem alte forme de a măsura, de exemplu, distanțele. Dar avem în același timp și a măsura volumul sau, mă rog, dar iată și timpul. Și atunci, normal că pentru noi creștini este minunat că timpul a prins un alt contur odată cu Sfântul Dionisie cel Mic. Nu că a prins un alt contur, ci că au fost invitați noi oamenii prin Dionisie Exigul să îi dăm un alt conținut sau să pătrundem în conținutul lui autentic și să știm să umplem de conținut timpul. Pentru că, vedeți, în măsura în care Sfântul Dionisie nu a făcut altceva decât a preluat o formă de cronometrare a timpului, dar i-a dat un alt statut, atunci a pătruns mai mult în tainele credinței și ale trăirii noastre creștine. Pentru că nu vreau să cred că este cineva care să uite o clipă, că de fapt creștinismul este un mod de a trăi, un mod de a fi. Creștinismul nu e nici filozofie sau o ideologie în care poți să câștigi, poți să faci, poți să domini, poți să birui, poți să... Nu, astea este deraierile istoriei. Creștinismul este, prin excelență, o invitație la un mod de a fi. Este un mod de a trăi în care să te lupți cu tine însuți să trăiești de așa manieră încât să poți nu să limiți, ci să te identifici cu Hristos. Să fii într-adevăr creștin nu prin nume, ci prin conținut. Nu prin faptul că ți-a dat o cămașă care scrie pe ea creștin, ci tu să de fapt să emani, să fii ceea ce a fost Hristos. Și atunci, în sensul acesta, Sfântul Dionisie cel Mic a făcut acest lucru. Dar sunt câteva nuanțe. Și anume, să ne gândim întâi de toate că romanii, spre exemplu, care încă persistau și mentalitatea lor e până astăzi prezentă printre noi, romanii au cronometrat timpul fie în dicțioanele romane sau după anul în care se scăunau împărați. Alte forme de cronometrare au existat și în paralel, dar chinezii altfel, iraniene altfel și mai departe. Dar grecii și romanii, de fapt, romanii au avut această intuiție, să spun așa, și a fost un dar al lor, pentru că la un moment dat, identificându-se cu lumea, normal că ceea ce era mai luminos, mai luminat, mai pătrunzător, mai capabil în lumea respectivă, era, într-un fel, revenea pe turta romanilor, să spunem așa. Și atunci, iată, în Alexandria, unde era un cuib al astrologiei extraordinar de bine dezvoltat, acolo avem de-a face cu, în vremea împăratului Iulius Cezar, cu un înțelept Sosigene, care a pus pentru prima dată bazele unui calendar solar. Evreii aveau un calendar lunar, după fazele lunii. Romanii mergeau cu numerotarea anilor de la înscăunarea unui împărat. Dar în Imperiu, la Alexandria, acest înțelept, astronom, am putea spune că a fost, a pus bazele calendarului solar, pe care noi îl folosim până astăzi. Omenirea se folosește până astăzi de invenția și de ingenuitatea lui Sosigene de Alexandria. Deși calendarul lui nu-i cunoscut după numele lui Sosigene, ci e cunoscut în general sub numele calendarului Iulian, pentru că era Iulius Cezar împărat la Roma. Și vă dați seama cât de mult s-a schimbat lumea în vremea de apusă de curând, în vremea comuniștilor. Dacă era un muncitor înțelept și ingenios care a inventat ceva, n-avea voie să spună că el a inventat. Trebuia să-și asocieze maestru, inginerul și mai directorul de întreprindere și ăla de fapt avea invenția. Așa cum în ultima instanță singuri oameni care gândeau la vremea respectivă era Elena și cu Nicolae Ceaușescu. Restul erau așa niște oameni care gândeau prin ei. Ei erau reprezentanții supremei gândirii și suma gândirii românești. La fel era și atunci, adică nu s-au schimbat lucrurile în istorie. Dacă stai și gândești și analizezi cu oarecare putere de discernământ. Și atunci, Sosigene din Alexandria a pus bazele calendarului solar. Mai că el a anunțat și a arătat că ceea ce a făcut el nu este un lucru perfect, ci perfectibil. În sensul în care ceea ce el a cronometrat și a așezat în secunde, minute, ore, zile, săptămâni, luni și fiecare i-a dat câte o denumire după aștrii cerului,
nu corespundea întru totul la ceea ce era, de fapt, mișcarea și era realitatea fizică. El nu putea să consemneze și să înscrie în niște formule, să raporteze întru totul, să facă această concordanță între o mișcare fizică și ceea ce el a consemnat și a subliniat. Existau câteva minute și secunde care scăpau, care minute și secunde, la un ciclu sau la o perioadă de 128 de ani, făceau ca a instrumentul lui să rămână în urmă cu o zi. Și în așa fel încât la 128 o zi, la 100, încă 128 încă o zi, la 128 încă o zi, trecuseră de la 44 când el a pus bazele, sau 46 când a pus bazele calendariul creștin înainte de Hristos în Alexandria, trecuse trei perioade de 128 de ani până la Sinodul I Ecumenic. Dar până la Mântuitorul Hristos nu trecuse o perioadă. Adică ceea ce l-a consemnat, l-a consemnat extraordinar de bine și, dați seama, asta e marele dar al înțelepciunii lui. Faptul că el a așezat de așa manieră cheile de control, adică solstițiile și echinocțiile, pactele, cum se numesc, le-a așezat de așa manieră încât să poți să controlezi dacă instrumentul lui este încă valabil sau s-a deteriorat. Și el a spus întotdeauna, a fixat datele de control 25, 24 spre 25 ale lunilor, decembrie, martie, iunie și septembrie. Ce înseamnă lucrul acesta? Că el a consemnat ziua cea mai scurtă și noaptea cea mai lungă în decembrie, ziua egală cu noaptea în martie și în septembrie și cea mai mică noapte și cea mai mare zi în iunie, 24 spre 25. Și așa cineva care ar fi vrut să controleze putea să verifice dacă mai este sau nu mai este autentic, valabil, bun calendarul pe care el îl oferise lumii. E bine, nimeni nu și-a pus această problemă, deși el a consemnat. Dar după 300, 400 de ani, aproape 375 de ani, au văzut oamenii că, de fapt, trecuse, rămăsese în urmă calendarul cu 3 zile. Încât aceste echinocții și solstiții nu mai erau la 24 spre 25 și la 21 spre 22. Și părinții Sinodului I, cum e la 325, au consemnat acest adevăr, dar nu a luat nicio măsură ca el să nu se mai repete. Și atunci a continuat să se rămână în urmă la 128 de ani și încă 128 de ani și 128 de ani, încât pe la 1582 rămăsese cu 10 zile. Adică trecuse 10 perioade de 128 de ani. Și atunci, consemnând și constatând acest lucru, Papa de la Roma și cu înțelepții, cu astronomii Europei, au zis să îndrepte calendarul. Și așa au făcut prima îndreptare a calendarului când s-au introdus anii bisecții. Și calendarul nu mai rămânea în urmă la 128 de ani, ci rămâne la 3500 de ani cu o zi. N-au trecut 3500 de ani, n-au trecut decât, știu eu, de la 1580 până acum, au trecut 420, 40 și 50 de ani. E bine, în momentul în care s-a făcut această îndreptare a calendarului în apus, răsăritul n-a vrut să accepte, fiindcă venea cu tarele istoriei. Grecii și romanii sunt frați viteși, cum sunt arabii și evrei, dar se urăsc de moarte până astăzi. Nu o să auzi niciodată, ducându-te, spre exemplu, la Athos, vorbim frumos de un catolic și nu o să auzi un catolic vorbim frumos despre Athos. Dar, în realitate, și unii și alții sunt, cum spun eu, de nefericire, uite, cel mai simplu lucru, sigur, și anume suntem trecători. Și atunci, dați această aversiune care există între oameni, dacă n-ar fi lăsată la, pe seama pasiunii și a apucăturii, nu, ci ar fi cernută și ar fi trecută prin filtrul rațiunii, ne-ar fi rușine de noi înșine, de multe ori. Și atunci, între greci și latini, există această aversiune, deși latinii sunt tot greci. Doar nu când a plecat Eneia din Troia, s-a dus și a pus bazele cetății eterne la Roma, dar era grec el. E bine, dar din rațiuni foarte clare, răsăritul n-a vrut să accepte îndreptarea calendarului făcută de catolici, de Papa Grigore al XI-lea, ci din potrivă. Au zis că nu. Și s-a continuat și a rămas calendarul așa cum știm,
cu 13 zile la în zorii modernității, la anul 1900, pardon, și în momentul acela a trebuit să se mobilizeze întreaga Biserică Ortodoxă, după mai multe întruniri pan-ortodoxe, s-a ajuns la concluzia că fiecare să ne hotărâm să îndreptăm și noi calendarul altcumva, încât și calendarul nostru, care l-au făcut părinții la cele patru sesiuni, Rodos 1, 2, 3 și 4, până în 1920, el nu este nici ăsta perfect, ci tot perfectibil și va rămâne și el în urmă, dar mult mai pus la o perioadă mult mai îndelungată, 44.000 de ani, deosebit de 3.500. De ce s-au introdus ca an bisec și cei care nu se împar la 4, dar care au în coadă două zerouri? Și atunci, iată, în sensul acesta, așa s-a perpetuat calendarul, dar mai există un dar și mai sunt mai multe daruri aici, și anume, întâi de toate, că Dionisie cel mic nu s-a preocupat de calendar. El doar a grefat pe calendar, așa cum aveau să facă biserica. Biserica creștină, primară, nu și-a făcut un calendar, ci l-a preluat pe lui Sosigene, care era un calendar păgân. Și e dovadă că a fost păgân până astăzi, el păstrează numele lunilor și zilelor date de Sosigene, deși ele sunt ale zeităților apuse, să sperăm, nu, zeitățile romane. Pentru că Luna, Marte, Mercur, Jupiter, Saturn erau aștri pe care îi considerau ca niște zeități. Și atunci e normal că au păstrat creștinii, neinteresându-se de faptul că sunt date anumite denumiri care contravin într-un fel, adică idolatria nu mai poate să concorde cu creștinismul. Cu toate acestea, ei au preluat doar instrumentul, acest ustensil, pe care au grefat, de fapt, într-o zi sau alta, numele unui sfânt sau altul, depinde cum era. În primul mileniu creștin, calendarul solar, care devenise creștin prin aceea că fusese așezate sărbători praznice sau unii sfinți, era destul de sărac. Nu avea fiecare zi completată, cum este astăzi, cu 2, 3, 4, 5 sau mai mulți sfinți. Și din potrivă, era foarte sărac. Abia Elenul al doilea a început să fie ceea ce este astăzi. Asta nu trebuie să ne smintească, ci din potrivă, să ne arate cum am crescut noi în istorie. E bine, Sosigene, vă spuneam că a lăsat niște chei de control. Părinții la Sinodul I Ecumenic au constatat și au consemnat și au materializat și au consfințit că nu mai sunt la 24-25, la 21-22, n-au schimbat nimic, au lăsat doar această mențiune și au văzut de treaba lor. E bine, de ce e important să știm lucrurile acestea? Fiindcă, iată, noi cinstim până astăzi nașterea Mântuitorului Hristos, buna vestire, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, le cinstim și la anumite date. Ele nu s-au schimbat. Pe de o parte, pentru că când s-au petrecut evenimentele, calendarul era firesc, nu era rămas în urmă cu absolut nimic. Pentru că trecuse 40 de ani. Noi știm că la 128 de ani rămâne în urmă cu o zi. Și atunci, fiind în acest interval până la 50 de ani, știm că n-aveau cum să fie altcumva și atunci noi am lăsat și data nașterii Mântuitorului Hristos la 24-25, fiindcă are acea rezonanță extraordinară. Hristos se naște la 24-25, fiindcă El se naște în cea mai adâncă, cea mai lungă noapte a istoriei. Adică în momentul când s-a născut Hristos, istoria omenirii ajunsese la fundul gropii. În așa fel încât a trebuit să urce. Și venirea lui Hristos a fost o rază de lumină care a început să împrăștie întunericul și să lumineze nu doar cosmosul, ci sufletul omului. În așa fel încât noi să înțelegem că, de fapt, momentul venirii lui Hristos este moment de răscruce în istorie. Și de aceea noi am lăsat la 24-25, mai ales că Dumnezeu a îngăduit și a rânduit să se nască în 24-25. De ce? Pentru ca și prin calendar să ne spună ce dar mare este cel pe care l-au făcut omului prin trimiterea Fiului Său pe pământ. Că venirea lui Hristos pe pământ înseamnă, de fapt, lumină, înseamnă, de fapt, desrobire, înseamnă, de fapt, eliberare, înseamnă, de fapt, bunătate și iubire. Și atunci, iată, părinții au lăsat 24-25, deși, acum, echinocțiul este, solstițiul este la 21-22. Pe de altă parte, Dionisie cel Mic, când a făcut calculele pentru ca să așeze
data începerii erei creștine, a avut o eroare de calcul. Și când a avut spun că a avut o eroare de calcul, cum a fost calculul? Adică, noi știm că Mântuitorul Hristos, născându-se în timpul lui Cezar Augustus, era Pilat din Pont, guvernatorul Țării Sfinte, era Irod era când s-a născut și Pilat din Pont când a murit. Dar ce trebuie să reținem este următorul aspect. Și anume, că Irod cel Mare, care a ucis pruncii, în timpul căruia s-a născut Mântuitorul Hristos, a murit la anul 50. Dionisie Exigu n-avea această informație, ci el, coroborând informațiile pe care le oferea, izvoarele la vremea respectivă, el a stabilit că Mântuitorul Hristos s-a născut la anul 753 de la întemeierea Romei, fiindcă cei mai mulți la vremea respectivă raportau încă evenimentele la întemeierea Romei. Adică nu la urcarea pe tronul unui împărat sau altuia, ci la anul când s-a întemeiat Roma, 753 înainte de Hristos. Și atunci, raportând la acest an nașterea lui Hristos, el a ajuns la concluzia că Mântuitorul Hristos se naște la anul 753 al erei romane sau de la întemeierea Romei. E bine, așa s-au pus bazele erei creștine și anul 753 de la întemeierea Romei a devenit anul 1 al erei creștine. Noi mergem și el se adaugă părinților săi, lasă acest nestemat extraordinar istorie și omenirii, dar târziu în istorie s-a constatat că nu era posibil ca Mântuitorul Hristos să se nască în anul 753 de la întemeierea Romei. Și dimpotrivă, faptul că s-au descoperit vestigii care dovedesc că Irod cel Mare, care a ucis pruncii, a murit în anul 750 de la întemeierea Romei, ne arată că, de fapt, Dionisie cel Mic greșise cu câțiva ani, 4-5 ani. Noi avem informația din Sfânta Scriptură în care se spune că atunci când Irod i-a primit pe magi, care au fost călăuziți de stea la venirea nașterii lui Hristos, i-au rugat pe aceștia să, dacă îl descoperă, să-i spună și lui să meargă și el să se închine împăratul. Numai că el o făcuse cu șiretlic. El nu vrea să se închine împăratul, ci vrea să-l ucidă pe împărat, așa cum avea să o dovedească ulterior. Dar magii de la răsărit, filozofii și înțelepții Persiei, după ce au adus darul și s-au închinat Mântuitorul Hristos, au fost înștiințați prin vis de înger și au luat-o pe altă cale spre casa lor. Irod s-a supărat și a ucis pruncii. Ei bine, coroborând aceste informații, știm că Irod a ucis pruncii de la o zi până la 2 ani. Sau de la 2 ani până la o zi. Depinde de unde vrem să-i privim. Și atunci, ucigând pruncii, el nu putea să cum spune, el, după informațiile pe care le-a avut, probabil, informându-se la bătrânii poporului, înțelepții poporului, el a ajuns la concluzia că Hristos se născuse probabil cu 2 ani înainte. De aceea a și ucis pruncii de la o zi până la 2 ani, ca nu cumva să rămână Hristos. Și a zis, bă, dacă îi ucid pe toți, în această marjă este și Hristos. Și, într-adevăr, el a ucis pruncii, cei care a fost la dumneavoastră la Betleem, ați văzut acolo odată pruncii uciși de Irod a doua oară, martirii uciși de Costrui al doilea de Perși la 614 și știind că Sfântul Dionisie a așezat ca an al început al erei creștine la anul 753, deci știam că 2 ani intervin în viața lui Irod și Irod mai apoi spunând noi că s-au descoperit documente ce atestă moartea lui în anul 750 de la întemeierea Romei, deci cu 3 ani mai devreme, atunci știm că 2 ani s-ar putea să fi fost înainte de moartea sa, ani în care avea el informații că s-ar fi născut Hristos, ceea ce înseamnă că noi putem să gândim și să consemnăm că Hristos s-a născut în anul 748-749 de la întemeierea Romei. Dar în această tare situație, cum descoperirile s-au făcut pe la 1970, ar însemna să schimbăm toate datele istoriei.
Ce ar fi să spui că, războiul întâi mondial n-a fost în 1914-1918, ci a fost în 1909-1913. Cam așa ar trebui să faci. Ori iată, în sensul acesta, nefiind posibil, am lăsat toate așa cum sunt, dar am consemnat acest adevăr. Hristos s-a născut nu în 750 a Burbe Conte, de la întemeierea Romei, ci El s-a născut cu cel puțin 4, dacă nu 5 ani mai devreme. Încât noi astăzi suntem în anul 2023, dar pornind de la 753, de la întemeierea Romei. Dacă ar fi să pornim de unde s-a descoperit inițial, atunci ar trebui să spunem că avem cel puțin 2027, dacă nu cumva 2028. Ori iată, în acest sens trebuie să înțelegem că Sfântul Dionisie cel Mic a fost cel care pentru prima dată și mai apoi a fost darul oferit întregii omeniri, a așezat evenimentele istorice raportându-l la Hristos și a pus bazele erei creștine. În perioada de tristă amintire se spunea că era noastră înainte era noastră. Era o rușine ca să spui că este era creștină. Sau uneori erau trecuți anumiți sfinți ori învățători, dar e cu totul altceva. Și atunci trebuie să înțelege că Sfântul Dionisie cel Mic a fost prin excelență un părinte extraordinar străromân. De ce am vrut să fac această precizare? Pentru că noi trăim într-o lume în care avem sentimentul că de fapt românii nu sunt buni la nimic. Că noi nu suntem, noi suntem percepuți de Europa ca, știu așa, nu mâna a treia, că e puțin spus, a zecea mână. Suntem oameni care, pe de o parte, nu avem această coloană vertebrală, pe de altă parte, noi suntem etichetați după felul în care au fost primii migranți sau primii care au ieșit din țară după 1990-89, când s-a dat drumul granițelor și care n-au făcut altceva decât s-au dus acolo la așezat lucrurile și la furat. Cei mai mulți, în prima fază. După aceea s-au dus și oameni așezați, s-au dus oameni liniștiți, s-au dus oameni împăcați, în așa fel încât ne-a mers buhul și noi nu suntem percepuți ca cei ce suntem, ci ca cei care au pozat unii sau alții. Așa cum creștinismul, spre exemplu, nu este înțeles după esența lui, după faptul că este o invitație la un partener de iubire cu Dumnezeu. Cei mai mulți înțeleg creștinismul după ce văd la noi, cum ne manifestăm noi și au sentimentul creștinismul este ceea ce văd la noi. Ori nici vorba de așa ceva, creștinismul nu este așa ceva. Creștinismul este prin excelență această invitație la un partener de iubire cu Dumnezeu. Și dacă ai înțeles lucrul acesta, atunci poți să te uiți în dreapta, în stânga și vezi, îți dai seama care a înțeles și din partener de iubire cu Dumnezeu, că n-are altceva de făcut decât să facă un partener de iubire cu toți oamenii, sau dimpotrivă, în locul iubirii pe care trebuie să-i oferă lui Dumnezeu și să o dovedească prin aceea că o oferă oamenilor, el nu face altceva decât să se justifice, să se îndreptățească, să aibă sentimentul că e privilegiatul istoriei și mai departe. Ori, Sfântului Dionisie cel Mic, noi îi datorăm această recunoștință a noastră. Și, gândiți-vă, este un străromân. Spuneam într-un context anume, cunoscând cât de cât o situație din afară, într-o zonă oarecare a Franței, sunt cel puțin 200 de medici care acordă asistență socială persoanelor, mă rog, poate cu unele sănătoase, altele mai puțin sănătoase. Dar indiferent cum ar fi, 200 de medici într-o zonă oarecare acordă asistență sanitară. E bine, ăștia sunt români, de fapt, cei mai mulți. Nu sunt câțiva fustangii și pepenari dintre ăștia care nu fac altceva decât să aducă o știre de senzații la televiziune. Și dimpotrivă, cei mai mulți români sunt oameni extraordinari, lucrează. Numai că noi nu avem această putere de coagulare a energiilor. Noi nu suntem, nu avem conștiința unui corpus. Un profesor, când aude vorbind de rău pe un profesor, nu sare în ajutorul lui. Medici acum, ia uitați-vă ce s-a întâmplat cu medici. E adevărat că sunt câțiva medici care au greșit, probabil. Dar asta înseamnă să culpabilizezi întreaga tagma a medicilor. Toți medicii sunt o apă și un pământ. Păi cum poți să-l pui pe Alexandru Vlad Ciurea sau pe Irinel Popescu sau mai știu pe care, nu să-l pui alături de unul care, mă rog, s-a obișnuit atât de comod încât nu răspunde nici la telefon, nu invită pe nimeni. Eu însumi am o experiență teribilă. Sora mea, fiind medic, a beneficiat de un tratament greșit al unui medic stomatolog și a avut o semipareză, în sfârșit, pericol, câteva luni zile, după un an zile, încă mai suferă. Și medicul ăla n-a venit să-și ceară scuze, măcar, sau să spună, bă, am greșit, deși a fost anunțat, domnule, nu-i bine.
E bine, asta înseamnă să blamăm și să condamnăm și să blestemăm toți medicii, fiindcă toți sunt la fel, nici vorba de așa ceva. Ori iată, în sensul acesta, Dionisie cel Mic, prin excelență, este un argument extraordinar, că noi românii nu am fost paria a istoriei, nu? Ci din potrivă, oamenii strămoșii noștri au fost oameni extraordinari și ei n-au făcut altceva decât au întreținut și au ajutat lumea și progresul acestei civilizații, acestei omeniri. Că nu știm noi este un lucru. Asta nu înseamnă că nu au existat și că nu sunt încă. Câți dintre ai noștri nu sunt care operează, care lucrează la NASA și nu numai. Un profesor universitar prin afară. Adică aici n-au avut loc probabil, dar afară au avut loc. Și atunci iată în sensul acesta ce înseamnă de fapt ziua de cinstire a Sfântului Dionisie cel Mic. În sfârșit, faptul că biserica l-a canonizat este un lucru demn de laudă și că ar fi grozav ca noi să înțelegem ce înseamnă canonizare. Pentru că, de fapt, canonizarea nu este impunerea. Că biserica ți impune un model de urmat. Nici vorba de așa ceva. Ci după o atentă cercetare, după o stăruință, după o îndelungă răbdare, biserica nu face altceva decât să proclame ceea ce exista în sufletele creștinilor. Pentru că, de fapt, creștinii aveau evlavie și gândiți-vă la 1500 și când a trecut la cele veșnice Sfântul Dionisie cel Mic și până astăzi evlavia a crescut în mijlocul creștinilor față de el. Nici de cum nu s-a răcit sau a pierit. Și atunci, în sensul acesta, biserica, văzând cum, biserica instituție, văzând cum, de fapt, evlavia creștinilor față de un personaj sau altul crește, atunci au luat act și l-au trecut în rândul sfinților. A făcut această, cum spun eu, percepție, percepere, receptare a gândului și a stărilor creștine și astfel l-a redat întregii creștinătăți ca model. Așa vor fi probabil și trebuie să înțelegem că așa vor fi și celelalte persoane care bat la porțile sfințenie, canonizării, cum sunt numai Arsenie Boc, Arsenie Papacio, Părintele Cleopa sau mai știu eu care alții, Părintele Dumitru Stăniloae și mai știu eu care alții. Deci, atât în sensul acesta trebuie să înțelegi ce înseamnă canonizare. Nu este impunere. Biserica nu are dreptul să impună niciodată nimic. Biserica poate să ofere. Biserica proclamă. Proclamă un adevăr, dar nu impune. Adevărul nu se impune. Adevărul se proclamă. Și atunci când ai claritatea lucrurilor, noțiunilor sau gesturilor pe care trebuie să le faci, lucrurile sunt mult mai așezate și mai legere. De aceea, astăzi noi îl cinstim pe Sfântul Dionisie cel Mic și pe Sfântul Simeon Stâlnicul. Este poate unul dintre începătorii acestui mod de viață, perioada stâlnicilor. A jucat un rol extraordinar la Bizanț. Dar tot astăzi este o pildă sau este o pericopă evanghelică ce le dă pilda lucrătorilor viei. În sensul în care, vedeți, noi avem aici o pericopă evanghelică scurtă, 10 versete, dar care este extrem de profundă și extrem de importantă în înțelegerea noastră și mai ales în urmările pe care le avem noi, le avem dacă înțelegem mesajul acestei pericope evanghelice. De ce? Întâi de toate, pentru că aici e vorba de o vie pe care cineva o posedă și niște lucrători care sunt angajați și dorința stăpânului viei de a-și lua roadele și îi trimite pe slujitor și ucid, pe fiul său și ucid. Și apoi Mântuitorul chiar întreabă, dacă așa stau lucrurile, ce credeți că va face stăpânul celor ce munceau via când va veni el? Nu, să-și ia plata de roadă. Și atunci ei au răspuns, pe cei rău cu rău, va pierde, pe cei buni îi va binecuvânta. Deci, atât în sensul acesta, să înțelegem că, întâi de toate, nuanțele sau elementele care îmbracă conținutul acestei pericope evanghelice sunt extraordinar de importante pentru noi. De ce, întâi de toate, să gândim la acest aspect? Se spune că un stăpân avea o vie pe care a îngrădit-o, a dat șanță împrejurul ei, apoi a sădit un turn de veie și a dat-o lucrătorilor ca să lucreze și să-i dea și lui partea lui de ce îi se cuvine. Ce vrea să spună lucrul acesta? Deci dacă ar fi cumva să
reușim să înțelegem odată pentru totdeauna și să ne convingem pe noi înșine, ar fi grozav. De ce? Pentru că ce înseamnă în ultimă instanță am prejmuit-o? În biserică, biserica are o limită, are un hotar. De aceea, când a fost întrebat un părinte, părinte, până unde ține biserica? El a spus, eu nu știu până o se întind, dar știu până o ține, fiindcă acolo unde se săvârșește Sfânta Liturghie, înseamnă că e biserica. Adică, vedeți, noi vorbim de granițe fizice, dar vorbim și de niște granițe duhovnicești. Granițele fizice împiedică pe om să meargă dintr-o parte în altă parte. Granițele duhovnicești îl împiedică pe om să se deschidă și să-L primească pe Dumnezeu. De aceea noi trebuie să înțelegem că dacă în biserică trăim, gândim, simțim, ne manifestăm ca și în societate, ca și în piață, n-am înțeles ce înseamnă biserică. Ori iată, în sensul acesta are un gard și are un șanț, în sensul în care dacă ești în biserică, nu poți fi atacat și nu poți fi devorat de întunecați și dimpotrivă. Dar dacă nu ești în biserică, atunci lucrurile sunt cu totul altcumva. Ori iată, în sensul acesta noi găsim că a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard și apoi a săpat un șanț în jurul ei. De ce? Pentru că în ultimă instanță cel care a semănat și a cultivat via avea nevoie să-și ia și rod. În ce sens? N-a făcut-o așa la voia întâmplării, ci cu un scop anume. Adică să se îndulcească omul, să se hrănească cu ceea ce îi oferă, ca să poată să-și ia Dumnezeu parte, adică să-și ia și el partea lui de rod. Adică, și aici e vorba de rod, nu rodul fizic, ci rod duhovnicesc. Să-și ia și Dumnezeu partea aceasta de bucurie că sunt cât mai mulți oameni care se iubesc între ei și astfel dovedesc că vor să primească iubirea lui Dumnezeu. Dacă oamenii reușesc să înțeleagă ce vrea Dumnezeu de la noi, atunci e grozav. Dacă nu, vedeți că Dumnezeu nu vrea moartea păcătosului, să se întoarcă și să fie viu. Dumnezeu n-a venit să caute să mântuiască pe cei sănătoși și pe cei pierduți, pe cei bolnavi. Nu pe cei sănătoși, pe cei bolnavi. De aceea, așa e spus, n-au nevoie de doctor cei sănătoși, cei bolnavi. Ori iată-ne în acest sens, trebuie să înțelegem că după ce a făcut via, după ce a împrejmuit-o cu gard, după ce a trasat un șanț, după aceea a construit acel tun de veche și a dat-o lucrătorilor care să-și facă treaba și la sfârșit să poată să-i dea și lui partea ce îi se cuvine. Și zice, când s-a făcut vremea secerișului, roadelor, a trimis stăpânul pe slujitori, dar lucrătorii văzându-l și au zis, ăsta este, l-a trimis stăpânul, haide să îl omorâm și să luăm noi partea lui de, să luăm noi, nu-i mai trimitem stăpânului partea lui de vie. Ci din poate fie toată a noastră. Și când a auzit stăpânul așa, a trimis pe alt slujitor, la fel au pățit, l-a trimis pe fiul său, pe care atunci când l-au văzut slujitorii, ce au zis? Asta este moștenitorul, haideți să-l omorâm și să moștenim noi partea lui de avere. Și așa au făcut. De ce este important acest amănunt? Pentru faptul că, vedeți, Dumnezeu insistă totuși să-și ia partea lui de producție, de dar. Adică Dumnezeu nu seamănă la voia întâmplării și seamănă pentru că seamănă. El seamănă cu un scop anume. El seamănă ca să culeagă. Și El seamănă în sufletul omului ca să culeagă ceea ce a așezat acolo și ceea ce se plămădește acolo. Ori, în măsura în care noi conștientizăm acest lucru, e grozav. Dacă nu conștientizăm, atunci nu facem altceva decât să ne potrivim comportamentului lucrătorilor viei. În sensul în care, atunci când vedem oameni care ne cer să fim buni, noi nu știm cum să-i urăm mai mult. Nu știm cum să-i facem dispare. De altfel, asta este într-un fel și istoria Mântuitorului Hristos, care a fost trimis în popor, la poporul ales, să-i spună că este un popor prin care să se răspândească lumina și iubirea în toată lumea și el n-a făcut altceva decât să aibă sentimentul că el este un smochin care de fapt stăpânea și comoară de sub rădăcină și care era atât de egoist încât nu îl interesa nimic ce e în afară, ci el voia doar să își întărească
puterea asupra comorii care o să fuse săpată la rădăcina lui. Și atunci poporul ales, neînțelegându-și chemarea și rostul, iată, a făcut exact ceea ce avea să spună Mântuitorul Hristos și asta era o prevestire, de fapt, a ceea ce aveau ei să fac. L-au ucis cu pietre, mai că pe Mântuitorul Hristos, n-a făcut altceva decât l-au ucis altcumva, l-au răstignit, fiindcă uciderea cu pietre, lapidarea, era o moarte mai ușoară, într-un fel, și mai, cum spun eu, demnă, pentru că l-a putea să stea demn și, pe când din coace, era nu doar durerea exagerată și era cu durerea cu amplificată, ci era și expunerea oprobiului public. Și Mântuitorul Hristos a fost expus oprobiului public. De aceea l-au și scuipat, de aceea l-au și lovit, l-au și, nu, și se luau la întrecere, unii mai abitiri decât alții să-l disprețuiască. Ori Mântuitorul Hristos este cel care a venit pe pământ ca să infuzeze lumea aceasta de dumnezeire și omenirea, în loc să-l primească și să a stat departe, nu și numai că a stat departe, ci împotrivă, i s-a împotrivit și l-a răstignit. De aceea, vedeți, când vorbim despre o astfel de sărbătoare sau astfel de pericopă evanghelică, avem sentimentul că aia sunt lucrurile ușoare, ele sunt extrem de profunde. Pentru că noi, de fapt, dacă ar fi cumva să ne gândim la pilda aceasta, înseamnă că noi trebuie să lucrăm permanent și să aducem rod. Și rodul lucrului nostru, care ar fi? Niciun altul decât acela de a prospera și de a lărgi sfera bunătății, iubirii și luminii Dumnezeu și pe pământ. Dacă reușim să înțelegem ce înseamnă să fim creștini, atunci noi nu putem avea liniște decât atunci când se instaurează iubirea lui Dumnezeu în lume și pe pământul acesta. Și asta este menirea noastră a slujitorilor. Dar dacă noi, uitând pentru o clipă cine suntem și avem sentimentul că e mai bine să fim, știu eu, văcari sau ciobani pe pământ, asta e cu totul altceva. De aceea, iată, dremăritori creștini, m-aș bucura dacă dumneavoastră, de fiecare dată venind la Sfânta Biserică, ați reuși să înțelegeți că, de fapt, pericopile evanghelice nu fac altceva decât să descopere un alt și un alt mod în care noi putem să-i spunem da lui Dumnezeu. Acesta este ceea ce spun părinții. Când te primește Dumnezeu să fii împreună cu El lucrător la tot bine, trebuie să fii mai smerit. Adică vierii trebuia să fie mult mai smeriți și mai blânzi decât toți ceilalți. De ce? Pentru că, pe de o parte, via era simbolul și, cum spun eu, simbolul bisericii mai târziu și a dumnezeirii. Dacă ei aveau să conștientizeze, să înțeleagă că trebuia să aducă rod, să ofere stăpânul, dar să-și îndulcească propria lui viață, era grozav. Și asta este, de fapt, esența vieții noastre pământești. Dumnezeu nu ne vrea pe noi niște oameni care să suferim, niște oameni care să ne îndobitocim, ci dimpotrivă. El ne vrea pe noi ca și El. Ei, când ai înțeles, intrând în biserică și fiind, știu eu, măturător de strană, măturător de, nu știu ce poți să fii, orice, în biserică. Și ai înțeles că, de fapt, rostul tău și locul tău este acolo unde, de fapt, înflorește bunătatea și bine, e grozav. Dacă n-ai înțeles lucrul acesta, n-ai înțeles ce înseamnă a fi creștin. Și nu pot decât să nădăjduiesc că fiecare prezență la Sfânta Biserică sau, iată, citim ceva sau ascultăm ceva, este încă și încă un prilej ca noi să putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu, să ne cunoaștem mai bine esența, scopul vieții noastre și să putem să-i oferim și lui Dumnezeu. De aceea, când spunem în Sfânta Liturghie, ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate, nu spunem niște cuvinte așa la voia întâmplării. Și noi avem această conștiință, Doamne, noi nu facem altceva decât să-ți mulțumim că ne-ai dat aerul, că ne-ai dat lumea, că ne-ai dat pământul, că ne-ai dat soarele, că ne-ai dat lumina, că ne-ai dat izvoarele. Și iată, noi am făcut pâine, am făcut grâu, ți-l oferim, Doamne. Și Dumnezeu îl ia, îl binecuvintează, îl sfințește și ne-l întoarce. Adică noi oferim o pâine, o prescură lui Dumnezeu și El ne întoarce într-o firmitură, ne întoarce veșnicia și pe Hristos. Să poți să crezi cu adevărat în această realitate. Pentru că eu sunt convins că foarte mulți, probabil, dintre noi nu reușim să ne biruim pe noi înșine și să credem acest lucru. Dimpotrivă,
Avem sentimentul că este ilotemporiu, în vremea aceea. Acum e cu totul altceva. De aceea, dacă reușim în fiecare duminică și sărbătoare, fiecare zi de altfel, să descoperim esența și importanța și noi să o aplicăm la concretul vieții noastre, e grozav. Dacă nu, suntem ceea ce suntem. Vreau să vă mai fac încă o mărturisire și cu aceasta să încheiem. Și anume, faptul că duminica trecută am adus câteva cărți și, și v-am spus că am citit ultime cărți. Mi-am propus, dar astăzi a fost o zi specială, pentru că venim după, este prima duminică din anul bisericesc, anul liturgic, și am lăsat duminica aceasta, să sper că de duminica viitoare voi face acest lucru. Adică, altcum v-a spus, vreau să spun așa, în fiecare săptămână să citesc o carte, să vin vinerea să vă prezint. În așa fel să vedeți dumneavoastră uneori cât de firavi suntem noi și de săraci, pentru că nu reușim să pătrundem în ceea ce se tipărește astăzi, ceea ce se consemnează astăzi. Pentru că o carte, indiferent care ar fi ea și indiferent cum ar fi ea, este rodul unei arderi. Orice carte care se scrie astăzi este rodul unei arderi permanente, poate. Nu știu, dacă noi învățăm citind o carte, că suntem invitați prin aceasta și noi să fim la fel ca cel care ne vorbește sau așa cum se explică în carte, ar fi grozav. Noi nu citim cărți de dragul de a citi să ne lăudăm că noi am mai citit o carte. Și dimpotrivă, citim ca să putem să ne dumirim mai bine, să ne luminăm mai mult, să putem să avem acces la nu doar la tehnică și la informații, ci la un mod de viață mai lejer, mai comos. Dumnezeu nu se supără că suntem comozi, nu se supără că El a mers cu măgarul și noi mergem cu avionul sau cu elicopterul, nici vorbă. Dar ar vrea să ne arate, să ne spună nouă, până la sfârșitul veacurilor, vedeți, eu am acceptat acest mod de viață. Voi sunteți superiori astăzi. Dar ce minunat ar fi să nu fiți superiori în tehnică, ci în suflet. Să fiți de 1000 de ori mai buni decât cei care n-au acces la această tehnică și la această, cum spun eu, dezvoltare extraordinară a unei laturi. Pentru că, așa cum spunea Dan Alexander Eber, acel neurochirurg care a scris Dovezi de dincolo de mormânt și care a stat câteva zile în comă și când vreau ăștia să-l decupleze și a revenit și după aceea a scris această carte, dincolo, Dovezi de dincolo de mormânt, în care ne-a încredințat că există nu doar o lume de dincolo, nu, ci există rai și iad. Și atunci, în măsura în care noi reușim să înțelegem ce ne-a spus El, că de la un timp, lumea aceasta a pătruns pe două căi. O cale a tehnicii care s-a dezvoltat din ce în ce mai mult și o alta spirituală care n-a mai avut același contact cu lumea tehnică, care a evoluat pe un alt palier și care acum sunt ca două linii paralele și ele nu pot comunica una cu alta. E bine, în sensul acesta, dacă noi înțelegem că a citi înseamnă prin excelență a te lupta să te dumerești mai mult asupra realităților concrete, ar fi grozav. Dacă nu, trebuie să înțelegem că noi, pe pământul acesta, suntem invitați să ne zidim fie raiul, fie iadul. Noi suntem toți invitați să acceptăm raiul. Dar îl acceptăm în măsura în care, vedeți, când vorbesc despre acest lucru, despre această realitate, sunt conștient și convins că raiul pentru mulți este o abstracție, este o inepție, este de fapt o invenție a preoților. O raiul, cum spunea proverbul străbun, raiul, aici este raiul și aici este iadul, sau raiul stă în mâna fiecăruia și iadul în mâna fiecăruia dintre noi. Și vă amintiți acea pildă extraordinară de ună zi, parcă am trimis-o tuturor, când un cavaler îmbrăcat în zale, aranjat, și vine la un părinte și așa, privindu-l de sus, cu dispreț, spune, părinte, ce tot în drujma ta e raiul și iadul? Ce înseamnă asta că aici e raiul, aici e iadul? Fii om serios. Părintele l-a mai lăsat o clipă și iar a fost aprostofrat părintele. La care părintele spune, dar dumneata cine ești? Cavaler? Nu te văd în stare să... Nu, mă, tu ești cavaler, nu te uiți la dumneata ce arați, că ești ca un extraterist, ca o panoramă. Și enervându-se cavalerul, a descălecat, a scos sabia și a dat să taie. Și
părintele Iisus, să stai o clipă, vezi? Ăsta e iadul, ăsta e raiul. Și părintele întreabă, cum adică ăsta e raiul, ăsta e iadul? Păi vezi, ce așezat, ce liniștit erai când ai venit aici? Într-un rai. Și numai dacă te-am, un pic te-am destabilizat sau te-am înțepat, adică ai devenit mânios, ăsta e iadul. Adică dacă noi n-avem această percepere a realităților duhovnicești, poate să vină oricine, poate să facă oricine. Adică, deci, una este să vorbești despre rai, că va fi, că va fi, dar alta este să înțelegi, de fapt, din propria realitate. Pentru că sunt oameni pe pământul în jurul nostru, care sunt în iad. De ce? Pentru că sunt plini de răutate. Nu știu cum să facă rău, nu știu cum să disprețuiască, să umilească, să subjuge, să stăpânească. Și sunt oameni care, nu, vă spuneam și închei cu asta duminica trecută, când la un călugăr, cineva care avusese un vis și care să vei fi foarte bogat pentru că vei găsi o piatră prețioasă, să ieși dimineață în răspântie și să vezi acolo un călugăr, să-i ceri o piatră. Și în sfârșit, crezând în visul pe care l-a avut, a ieșit, cum s-a spus, și a întâlnit la nivel pe călugăr și a zis, stai așa, da, dăm piatra pe care o ai. Și călugărul foarte ușor l-a luat piatra și a zis, poftim. Și a luat piatra bucurându-se. Și călugărul a plecat și s-a văzut de drum. Și după o zi se întoarce la călugăr și spune, părinte, am o rugăminte, da, ia-ți bani, ia-ți piatra înapoi, că este o piatră prețioasă, adevărat, fiindcă aș vrea să-mi dai nu piatra aceasta, că de când am luat-o a început să fiu mai deniliștit, ci să-mi dai starea pe care am observat-o a lumii tale când ți-am cerut piatra și ai dat-o. O dezinvoltură extraordinară. Adică să poți să-mi dai starea aceea. Ori starea se dobândește, se cucerește. Trebuie să te lupți ca să dobândești această stare. Să fii același și când ești lăudat și când ești umilit. Să fii același când ești stăpân sau când ești subaltern sau ești rob. Să fii același când ești șef de stat și mătrător de stradă. Ori iată, asta e drama noastră a oamenilor. Fiindcă nu învățăm din istorie, nu învățăm din pildele respective. Și chiar că închei acum, gândiți-vă la Socrate, care mergea tot timpul la piață în fiecare zi, dar nu cumpăra niciodată nimic. Și la un moment dat, un vecin îi tot spune, bă, Socrate, ce tot mergi tu, mă, în fiecare zi la piață, că nimic nu cumperi niciodată? Și el, care era și șubret de picioare, spune, băi, vezi, asta este. Merg la piață în fiecare zi ca să-mi dau seama de câte lucruri mă pot lipsi. Ca să nu cumva să, nu, să am sentimentul că îmi trebuie aia, îmi trebuie aia, să văd câte lucruri mă pot lipsi. Și ăla i-a dat dreptate, a început să plângă și a luat act de învățături. De aceea m-aș bucura, ca și dumneavoastră, citind câte ceva, urmărind câte ceva, nu să țineți minte, nu la die sine lenea, nici o zi fără învățătură. Să nu vă fie o zi în care să trăiți, să cinstiți ceva, să citiți ceva și să nu puteți să învățați. Dacă reușiți să faceți aceasta, înseamnă că dumneavoastră vă potriviți cuvintelor pe care le-a spus Mântuitorul Hristos în pildă de astăzi. Piatra pe care n-au luat-o în seamă în istorie, aceea a ajuns să fie în capul unghiului. Nu trebuie să căutați dumneavoastră să ajungeți acolo, ci ne luați în seamă pe pământul acesta. Dar de o bunătate și de o smerenie desăvârșite, cu siguranță veți ajunge în Împărăția Cerului. Nu pot decât să vă mulțumesc, să vă rog ca să nu uitați că în săptămâna ce urmează avem un praznic împărătesc închinat Maicii Domnului. Se naște Maica Domnului. Vom vorbi pe probabil duminica următoare și despre acest lucru. Seara binecuvântată!